Salutare! În acest clip testez un brand de protein ball, Billy, de curmale cu nuci și fructe. O să începem de la gust, care eu cred că mai puțin o să-mi placă, și o să trecem înspre ce cred că o să-mi placă mai tare. Așa. La general, astea sunt Billy, care pe primul loc au curmale. Aici avem ovăz, pentru că e mărșii afini, 6 bile de ovăz, proteine, fibră, breakfast balls, așa arată. Ovăz, pumpkin seed butter, fibră măr, suc concentrat, orez. Tot ingredientele sunt super naturale. Aha, ele se deschid așa dintr-o parte. Aha. Probabil că așa se deschid. Da? Sau nu? Hm? Ok. Cred că așa sunt niște bile. Hm? Nimic nu se dă arătat. Covă. Duce măsură. Ok. Nu-mi plac. Mai departe. Blueberry Oat Muffin. Și nu știu că avem curmale cu cajun, cu migdale, afini uscați, înghețate, 7%. Suc de struguri, concentrat, pe proteină. Văd? Am aici chefir rece. Ok. Deci, vedem acestea acum. Poate sunt mai bune ca precedentele. De aici nu văd deschiderea, dar probabil că dacă fac manual, tot acolo o să ies. O, miroasa afini foarte puternic. Și are și nuci. Nu, este mai ca lumea. Ca ajun migdale, afini. Ok. Adică dacă primele erau pe un 2, astea sunt pe 5,5. Cacao în orange. Avem curmale, cajun. Izolat de proteină. Sunt concentrat de struguri. Pudră de cacao, bucăți de cacao, ciocolată neagră. Ulei de portocală. Ok. Dar este eu așa mă uit că deja e mai serios un pic de gust. Miroase ciocolată neagră și a portocală. Astea ca și precedentele. Sunt un pic mai bune. 6. Portocală se simte. Lămâi și fistic. Ce avem aici? Cajun. Fistic 10%. Restul ingredientelor. Avem cocos. Proteine din orez. Nu din orez, dar din mazăre. Chia. Ulei de lămâie, acerola, cherry extract, ce n-ai mai este 6. Protein Ball Co. Miroasa lămâie puternic și avem fistic aici deasupra, presurat. Și la unul tot, siminschia. Simple, healthy, natural goodness de plantă rulat în bite-sized protein. Foarte puternică lămâie, nu-mi place. Așa. Raspberry brownie.
Avem. Ce avem? Căjun, fibră tapiorca, pudră, 10% de cacao, zmeură 5. Ok. Eu mă uit, ele sunt diferite, parcă în pachetări, parcă sunt importate din diferite locuri. Brownie-le nu-mi place. Zmeură tot că e acră. Asta e tare amară. Am un ciocolat neagră. Cherry Bakewell ar trebui să-mi placă. Ultimele trei gusturi sper să-mi placă. Avem migdale, albuș de ou, proteină de albuș de ou, 16%. Cireșul 1%. Eu sper să fie mai gustos, pentru că așa la general. Tot ce-i scris Cherry Bakewell mie îmi place. E mult mai lipicioasă care este. Apropo, fiecare sunt câte 6, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci cu o cutie deja am mâncat-o. Cafea îmi place. Coffee Oat Muffin. Dar să vedem aici sau dacă e bun. Avem alune. Nu și le astea mai tare îmi placa migdalele. Așa, restul plus minus ingrediente ca pe acolo, o văd, pudră de cafea. Ok. Și gust de espresso. Deci nu se deschide? Oh, și gust de cafea. Nu gust, dar miros. Bărbat. Îmi place cafea. Eu. Luni. Are bucăți ceva negru dintr-o. Cacao Nibs. Mai acasă e mai bună. Are miros și gust de cafea. Asta pe un 7 merge. Într-o parte. Și unde arahide? Nu sunt ingredientele. Arahide 21%, unde arahide 20%, izolat de proteină. Ok. Adică e bogat în proteină, tu-ți dai seama? Nu sunt toate cu proteină. Simt că e unde arahide. Are miros. Iaca, se vede deja untul de arahid și arahidele. Aici sunt și cafea cel mai bune, dar asta nu e mai bune, că asta chiar e bună. 21 arahidii, după cum mai ai. Unul de arahidii, 20. Și nu din soia, dar din zier. Izolat proteic. Ok. Că asta chiar e bună. 8. Asta a fost tot. Pa.